Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Educația Economico-Financiară. În minutele următoare, vă propun să descoperim împreună rolul pe care îl au bunurile și serviciile în activitatea economică. Vom începe prin a diferenția bunurile și serviciile. Pentru satisfacerea nevoilor de diferite tipuri, consumatorii cumpără și folosesc bunuri și servicii. Bunurile sunt obiecte care au formă concretă materială și sunt foarte ușor de descoperit, pentru că sunt tangibile și au formă materială. Serviciile sunt activități utile prin intermediul cărora se satisface o nevoie sau mai multe. Aveți trei exemple sugerate pe ecran. Vă rog să descoperiți care dintre imaginile de pe ecran sugerează bunuri sau servicii. Ei bine, sunt convins că ați descoperit că imaginea 1 și 4 reprezintă bunuri, iar imaginile 2 și 3 servicii. Iată și două perechi de bunuri. Unele se numesc substituibile, untul și margarina, iar celelalte, caietul și pixul, bunuri complementare. Și în fine, iată și o altă clasificare a bunurilor. Vă spun la revedere și succes!